Bun găsit, doamnelor și domnilor. Anul a debutat cum nu se poate mai trist, cu multe crize în toate domeniile și nu numai în România, ci și pe mapamond. O să le lăsăm și o să avem timp să vorbim despre toate lucrurile rele care ne apasă, dar mi-am propus așa, ca prima emisiune din acest an să fie un pic așa mai cu tonus și l-am invitat pe domnul Sabin Cornoiu, este șeful Salvamont România. Bine ați venit în cadrul emisiunii noastre și vreau să păstrez un pic așa atenta aia de vacanță, chiar dacă am început cu toții serviciu. Bună seara și mulțumesc pentru invitație și, într-adevăr, am avut parte de o vacanță scurtă, dar intensă. Oamenii s-au bucurat de zăpadă, s-au bucurat de specificul sărbătorilor de iarnă și cei care au ales Gorjul, cu siguranță, n-au avut ce regreta. Au fost cam mulți, că iarăși, să spun așa, să folosesc un termen oltenesc, la ei peste grămadă, iarăși? Rânca confirmă că este o stațiune atractivă pentru practicarea sporturilor de iarnă. Vreau să vă spun că este aproape imposibil să găsești în weekenduri locuri de cazare în Rânca, dar turiștii au venit către întreaga zonă submontană județului Gorj pentru că avem foarte multe obiective turistice de vizitat, avem o structură de primire turistică foarte bună, la care se adaugă și ospitalitatea gorjenească și foarte mulți au preferat să stea în localitățile submontane și să urce la Rânca dacă vreau să practice sporturile de iarnă sau să vadă zăpadă, pentru că, din păcate, jos la câmpie n-am avut zăpadă deloc. Colegii mei au pregătit și niște materiale care se vor derula așa pe măsură ce vom vorbi noi despre ele și voiam să vă întreb dacă ați avut evenimente nedorite, pentru că se știe, se mai întâmplă și de acestea și nu tot timpul turistul e pregătit. Deci nu vrem să ne justificăm existența prin aceste evenimente, dar sunt inevitabile. În clipa în care ai mii de oameni pe zi în stațiune, sau ai o zonă montană atât de bogată în activități pe care oamenii le pot face pe munte, inevitabil apar și aceste evenimente care, vreau să vă spun că nu se produc întotdeauna din vina celui care merge pe munte, ci câteodată chiar este și hazardul. Cred că de la începutul iernii am avut peste 100 de intervenții, avem peste 60 de intervenții. Deci numai... cum, numai în două săptămâni? De la începutul iernii, de la jumătatea lui decembrie, iar anul ăsta de la 1 avem 63 de intervenții. Aoleu, așa de deci multe. Foarte multe, multe dintre ele grave, peste jumătate din ele le-am predat pentru transport la unitățile medicale, pentru control suplimentar, serviciilor de ambulanță și de zmul cu care colaborăm foarte bine. Văd și mulți copii prin imagini. Și copii? Da, pentru că... Bine, copiii sunt... Supraveghere, să spunem. Nu neapărat că sunt sub supraveghere, sunt cei mai vulnerabili, pentru că sunt mici, acum învață să schieze și adulții care nu stăpânesc bine practicarea schiului, câteodată dau peste ei pe pârtie, deci chiar n-au nicio vină. Deci pe lângă accidentele care li se pot produce lor, iată sunt că avem și astfel de evenimente. Da. Că ei sunt mai flexibili. Copiii mai merg și la săniuși, sănile... devin adevărate ghiulele necontrolabile, alunecă foarte mult pe zăpadă sau pe zăpada înghețată și de aici apar și aceste probleme. Deci avem intervenții la persoane de toate vârstele și ce aș vrea să vă spun că în special în zona Rânca nu suntem numai echipă de salvare montană, ci suntem și echipaj de prim răspuns la orice se întâmplă pe linie medicală în stațiune. Și aceste lucruri se întâmplă foarte des, pentru că atunci când ai 50.000 de oameni în stațiune, cu siguranță apar probleme și la nivelul structurilor de primire turistică, oameni care au probleme medicale, oameni care au acele accidente casnice, nu știu, se taie, alunecă, se lovesc în cabană, trebuie să interveni și la aceste evenimente, pentru că suntem echipaje de prim răspuns și trebuie să acordăm primul ajutor sau să le menținem funcțiile vitale celor care au astfel de probleme. N-aș vrea să vă spun, dar de-a lungul timpului am avut situații în care a trebuit să intervenim la situații foarte grave, oameni care au depășit normalitatea cu băutura și au intrat în coma alcoolică, oameni care au consumat droguri, oameni care s-au intoxicat cu gaz, nașteri, sarcini extrauterine, deci toată cazuistica medicală, suntem acolo, avem pregătire medicală la nivel de paramedic. Paramedici, avem echipament corespunzător, avem cabinet medical, avem defibrilatoare, absolut tot ce ne trebuie să încercăm să dăm un prim ajutor profesional, să menținem funcțiile vitale
ale celor care au probleme și pe care fie îi transportăm cu ambulanța noastră la spital, fie de cele mai multe ori le predăm serviciilor de ambulanță și de zmur, pentru că dânșii au mașini mult mai performante și mai dotate din punct de vedere medical. Cele mai multe greșeli, se știe, vin din partea turistului și v-aș întreba ce anume neglijează în momentul în care merge pe munte. Poate de la echipament, poate de la, cum spuseți dumneavoastră, a nu se consuma nici băuturi alcoolice, nu mai zicem de droguri, că sunt ilegale și totuși, așa, se găsesc. Da? Se fac cumva vinovați de ceea ce li se întâmplă în mare parte, dumnealor? Cu siguranță. Eu zic că 80% din cei care au probleme pe munte sau în aceste stațiuni de practicare a sporturilor de iarnă, pentru că aș vrea să fac o diferențiere ce se întâmplă la nivelul stațiunii și ce se întâmplă sus în munte, zona alpină înaltă, cei care merg în stațiune câteodată nu țin cont că echipamentul de care au nevoie, și nu vorbesc aici de echipamentul de practicare a sporturilor de iarnă, îmbrăcămintea și încălțămintea, echipamentul elementar pe care trebuie să-l aibă la munte, nu l-au corespunzător. Acești oameni pleacă din casă, nu știu, în training, îmbrăcați sumar, în adidas și în papuci, se suie în mașină, vin la căldură și odată ajunși în stațiune, sunt expuși fie frigului, fie zăpezii, fie ghețușului care s-a format pe jos, și am avut accidente stupide cu oameni care s-au dat jos din mașină, s-au făcut primele trepte pe scara cabanei și acolo au alunecat și s-au lovit pentru că nu aveau echipamentul necesar, nu aveau încălțăminte cu talpa antiderapantă. Păi, domnul Conoi, mai ales de Revelion, se știe, ciocnim afară un pahar de șampanie și doamnele și domnișoarele bănuiesc că de Revelion chiar și la munte au tocuri, nu? Știu, dar câteodată nu sunt corespunzătoare. Nu vă spunem de acei oameni care se urcă în telescaun, se dau jos din mașină în parcare, în 20 de metri ajung la telescaun, se urcă în el și până sus, în vârful pantei, îngheață pentru că nu au haine corespunzătoare. Cei de la telescaun le atrag atenția că or să le fie frică, se expun vântului, frigului, temperaturilor scăzute. Oamenii nu ascultă, ajung sus deja înghețați, le mai ia încă minute bune să coboare și atunci ajung jos aproape în stare de hipotermie, de cu probleme medicale, de gerături chiar. Deci astea sunt situații cu care ne confruntăm, deși situații pe care le putem imputa celor care merg pe munte. Cei care vor să practice sporturile montane fac și aceștia o serie de greșeli, în special cei care merg la schi, nu-și reglează legătura bine niciodată, nu merg la specialist să regleze această legătură, care este de fapt elementul de siguranță care îi oferă certitudinea sau aproape că oferă certitudinea că nu se va accidenta atunci când va cădea cu schiurile. Nu respectă aceste reguli, nu ascut canturile și se aventurează pe pârtii înghețate sau se aventurează pe pârtii care depășesc nivelul lor de cunoștințe în acest sport și atunci e clar urmează un accident. Plătim tribut acestor mijloace moderne de transport pe cablu. Telescaun, telegondolă, telecabină, oamenii se urcă în ele, ajung foarte ușor sus și își dau drumul cu schiurile, spunând că până jos cred că o să învețe să schieze. De fapt nu, devin clienții noștri până jos, au parte de accidente, câteodată foarte grave, și vreau să vă spunem că nu știm cum să ne ascundem tristețea din ochi atunci când simțim că un om are un accident foarte grav, nu știu, o fractură de femur, fractură de șor sau fractură de coloană, și poate știm că acel om nu va mai fi bun toată viața lui din punct de vedere fizic. Cred că trebuie să le mai dați un sfat și celor care se hazardează, să spun așa, să coboare de pe telescaun în mers atunci când le pică o mănușă, un bocanc, un schi sau și așa mai departe. Li se pare distanța mică, chiar și eu am asistat la asemenea cazuri. Din păcate sau fericire, a fost totul bine, dar nu știu ce pot simți atunci când sar de la o așa distanță doar ca să-ți recuperez o mănușă care, doamne, o găsești pe oriunde. Într-adevăr, am văzut astfel de situații în țară. Până acum nu ne-am confruntat cu așa ceva la Rânca. Probabil distanța este destul de mare de la telescaun la sol. Dar într-o asta. Iarnă bună în care Rânca va ninge 2-3 metri, cu siguranță că oamenii vor avea curaj și vor încerca și astfel de experiențe, da. Nu știu, zicem noi clar, teribiliste, nevenite la locul lor, pentru că într-adevăr pot genera în accident
accidente deosebit de grave. Iarăși o altă greșeală care o fac foarte mulți, vin la munte și folosesc ca mijloace de alunecare capace de plastic sau pungi de plastic. Nu fac altceva decât să devină ghiulele în coborârea lor, într-o coborâre necontrolată și la orice obstacol care le iese în cale urmează un accident destul de grav. Ne pare rău când, repet, când îi luăm pe acești oameni și îi adunăm de pe pârtie, nu îi înțelegem, am înțeles, te duci la schi, îți închiriezi un echipament, ai făcut o greșeală, n-ai luat un instructor sau cineva să te învețe, dar cei care se aventurează pe, și în afara pârtilor și pe un teren pe care nu-l cunosc, pentru că tu poți să vezi o suprafață de nea, ninsă, frumoasă, acoperită cu zăpadă și îți dai drumul cu acel sac de nailon, fără să crezi că la un moment dat s-ar putea să găsești o piatră sub acea zăpadă care se află la 50 cm, tu nu o vezi și acea piatră te atinge exact pe coloana vertebrală sau un bazin și îți provoacă traumatisme foarte grave. V-a marcat aici în Gorj un caz apart. Pe mine m-a cutremurat cazul tinerei care de ziua ei s-a aventurat să străbate, să zic așa, un pisc înalt și nu s-a mai întors. Cumva i-a venit doar numele. E cazul fetei din Bucegi. Da, da. Din păcate, un cumul de factori chiar ne împiedică în acest moment să recuperăm această persoană din munte. În fiecare zi sau în primele zile după eveniment am avut un comandament la nivel național cu toți colegii noștri. Am discutat ce putem să facem pentru că intervenția a fost deosebit de dificilă. Au acționat băieții din Serviciul Salvamont Prahova și Serviciul Salvamont Bușteni. Au avut la dispoziție și un elicopter cu care au reușit să ajungă până acolo, au troliat pe un salvamontist, a coborât jos, a făcut o evaluare, dar din păcate dacă se lega de persoana accidentată și încerca să-i taie echipamentul în care era agățată de acel copac, se producea un balans și elicopterul se afla la sub 2 metri de cele mai apropiate stânci și putea să se prăbușească și, și elicopterul. Din păcate, avem parte de aproape o săptămână de vreme foarte rea și vedeți și ce vreme este aici. Elicopterul nu mai poate să intervină, iar o intervenție terestră ar dura foarte mult ca să ajungem la locul respectiv. Mai avem o variantă în studiu, să urcăm cu elicopterul până undeva în laterala locului unde se află căzut trupul fetei și să se facă o traversare de câteva sute de metri, să pregătim asigurări, să forăm pitoane, să mergem cu bormașine, cu acumulatori și să încercăm să facem un atelier cât mai sigur pentru salvatori, pentru că întreaga zonă este expusă riscului de avalanșă și este foarte greu să explicăm cuiva de ce am riscat viața atâtor salvatori pentru a recupera un trup de pe munte nensuflețit. Știm că e greu pentru familie, știm că e greu că așteaptă să o aducă acasă și să-i facă cele creștinești, dar managementul riscului și analiza riscului pe care noi o învățăm în școli ne spune când să mergem înainte, când să riscăm, când să acceptăm anumite riscuri, dar în această situație cu siguranță nu trebuie să forțăm nota. Iată și cazuri destul de grave care deci, cumva în fiecare zi avem elicopter la dispoziție, în fiecare zi discutăm cu cei de la IGAV, analizăm starea vremii, echipa e pregătită, sunt dislocați oameni special pentru această acțiune, dar așteptăm acele ore, acea fereastră care să ne permită să intervenim. Bine, și în cazul cel mai rău mai rămâne și prada animalelor, că perioada asta se știe. Aici, în Gorj, care a fost cel mai dureros caz? Sunt cazuri, vă dați seama, ele te marchează. Poate cazul unui copil accidentat te marchează foarte mult. Poate cazul unui adult care a suferit un traumatism din care poate aduni așa o masă imorfă de carne, dar în care mai simți că bate o inimă. Deci am avut situații deosebite, am avut oameni cu multiple traumatisme, cu afecțiuni foarte grave, oameni care poate au avut afecțiuni de coloană și știam că poate nu se vor mai vindeca niciodată. Mie mi s-a părut oricum cel mai periculos sport ăsta. Nu știu dacă așa e sau nu. Mai sunt și altele. Știți dar ce se întâmplă? Se poate întâmpla orice așa, și oricând. Oriunde. Acum, ținând cont că sunt mii de oameni pe pârtie, închipuiți-vă că într-o stațiune ca Poiana Brașov, cred că
sunt urcări pentru schiori, nu știu, câteva milioane pe sezon. 2-3 milioane, nu știu cât înregistrau. Deci dacă la 2-3 milioane în Poiana Brașov se înregistrează, să zic, 1000 sau 1500 de evenimente pe an, atunci este foarte puțin. Vorbim de 0,00. Da, dar cred că acolo se duc și cei mai experimentali, nu? Nu neapărat, nu neapărat. Aici e vorba de magnet. E Poiana Brașov, mai e bine să faci selfie de acolo decât în altă parte, să nu fac comparații. Nu. Și la Rânca la fel. Sunt pârtii ușoare, dar sunt ușoare pentru noi, cei care schiem foarte bine, dar pentru unii poate sunt grele, sau pentru cei care n-au nicio regulă și nu se gândesc cum trebuie să practice aceste sporturi în siguranță. N-aș vrea să vă aduc aminte sau trebuie să amintesc, asta e, despre aceste ATV-uri. Care păi sunt... oricum era una din întrebările mele. Înțeles. Da. Sunt extraordinare, sunt atractive, sunt plăcute, sunt incitante, antrenante, putem să spunem absolut orice despre ele. Dar-s manevrate neconvențional, nu? Da, iarna sunt extrem de periculoase pentru că sunt pe roți, alunecă pe zăpadă. Cei mai fierbinți în sânge fac tot felul de drifturi cu ele, se învârs, se rotesc. Dar am văzut niște accidente extraordinar de grave. Mai mult de atât și mai grav de atât, merg oameni și le închiriază, prezintă carnetul de conducere pentru că este obligatoriu și după ce pleacă de acolo și ies din raza vizuală a celui care le-a închiriat, schimbă și își pun prietena sau copilul sau pe altcineva să conducă, care nu are abilitățile necesare. Deci cumva fraudează, nu? Exact. Și apoi ne trezim cu niște accidente extraordinar de grave. Nu vă spun, cred că la începutul lunii decembrie nu s-a petrecut pe zăpadă. Am avut un accident în Valea Sohodolului. O familie, soție și cu cei doi copii se plimbau cu două ATV-uri. Unul dintre ATV-uri a fost scăpat de sub control și oamenii au trebuit să-i adunăm dintr-o râpă de câțiva metri cu traumatisme destul de grave. Și se întâmplă, le vedem, nu știi ce să le spui, nu poți să-i spui omului, deși ne-am dorit ca în activitatea noastră de prevenire să-i sfătuim pe toți, dar sunt atât de mulți și apoi sunt oameni care nu vor să asculte de noi. Nu interesează, omul știe, am plătit, sunt liber, e libertate, e democrație, care, iată, câteodată este prost înțeleasă, greșit aplicată și... Era o curiozitatea mea și asta să vă întreb, în momentul în care mergeți, vă legitimați și le dați câteva sfaturi, cum sunt ele primite? Pentru că noi românii ne pricepem și le știm pe toate și poate mai răruți dăm ascultare și celor care sunt specialiști. În 99% din cazuri, atunci când dăm sfaturi, lumea nu ne ascultă. Sau nu apreciază gestul nostru. Și atunci oamenii spun, nu, lasă-mă, știu că mie nu mi se poate întâmpla sau de ce tocmai mie și așa mai departe. Și apoi știți cum e, i-ai dat un sfat, nu era interesat de el, după aia se întâmplă ceva, parcă rămâi cu un regret în suflet, uite-mă, parcă am provocat lucrul ăsta, parcă ceva a făcut ca să-mi doresc sau am avut o premoniție și... Dar suntem acolo, suntem la datorie, suntem 24 de ore din 24. Și acum, răspundem în acest moment, spuneați că sunt 8, nu? Urcați... Deci în acest moment avem tură de 24 din 24 la Rânca, sunt între 8 și 10 oameni pe această tură, iar la baza din Târgu Jiu, care răspunde de restul județului în aceste momente, avem 6 oameni zilnic care lucrează în 2 schimburi, iar schimbul de noapte, pentru că avem o cazuistică mai redusă în această perioadă pe timp de noapte, îl asigurăm prin consemn la domiciliu. Despre micile avalanșe, că nu au fost foarte mari în zona noastră, ce ne puteți spune sau ce trebuie să știe turiștii? Pentru că e adevărat, vârful Păpușa e frumos, mai pleci din stațiune să mai vizitezi, poate doar cu o persoană sau două și te rătăcești. Avem marele avantaj că stațiunea Rânca nu este expusă riscului de avalanșă, dar cum depășim limita superioară a telescaunului, cum există acest pericol? Avem, păi știu că un băiat cu placa a avut o problemă cu câțiva ani. Da, știm, există filmulețul pe internet, dar vreau să vă spun că sâmbătă am primit câteva filmulețe de la niște oameni care practicau, erau cu snowmobilele, practicau drumeția cu snowmobilele pe munte, au trecut prin 3 avalanșe. 3? Deci, da, 3 avalanșe au pornit în urma lor, au avut șansă să scape. Dar ne-au arătat că uite câtă zăpadă e acumulată, uite cum s-a rupt zăpada. Noi am făcut o analiză a fotografiilor, am văzut că era acea placă de vânt care se rupe.
Deci am avut de la începutul iernii întotdeauna grade avalanșe de gradul 2, 3, 4 anunțat de către specialiști de la ANM. Am făcut și noi măsurători în teren. Deja toate estimările pe care le facem sunt din ce în ce mai bune, mai exacte. Turiștii trebuie să țină doar cont de ele. Știm că la un moment dat zăpada se tasează, dispar acele straturi ninse la timp diferit care n-au coeziune între ele, va deveni mult mai sigur și dacă turiștii acceptă să-și amâne excursiile pentru acea perioadă, cu siguranță le vor face într-o securitate mult mai mare. Știți că e greu, că fiecare și-a un concediu pentru... Știm, nu, asta este marea problemă, să știți, pe care o avem și iarna și vara. Oamenii și-au libere, își planifică acțiuni și nu vor să renunțe la ele. Nu vă spun, numai săptămâna trecută cred că am avut două evenimente cu avalanșe. A fost cel din Făgăraș, în care norocul a fost de partea celor doi. A fost o fată prinsă în avalanșe, i-a rupt ambele picioare. Deci nu s-a putut interveni cu elicopterul pentru că totul a fost la 6 seara. Băieții au lucrat 17 ore, colegii din Sibiu, au lucrat până să soluționeze acest caz. Deci se fac eforturi deosebite. 12 oameni au plecat seara de acasă și au venit a doua zi la prânz după 17 ore, dar au reușit să rezolve cazul cu bine. Caz care, cu toate afecțiunile medicale ale victimei, s-a încheiat foarte bine pentru că acești oameni puteau să înghețe în vârful muntelui. Orice traumatism ar fi întâmplat și soldat, poate cu o hemoragie deschisă puternică, era cu siguranță fatală. Ceva aproape de... Da. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim și vom vorbi și despre dotări, pentru că ele sunt foarte importante în aceste momente. Așadar, publicitate. Aqua Carpatica nu este singura apă extraordinară din România. Avem 60% din izvoarele Europei. Izvoare cu apă folosită terapeutic de acum 1600 de ani. Exportam apă la Constantinopol acum 800 de ani. Ape extrase de la sute de metri adâncime. Ape ce izvorăsc din păduri virgine sau ape premiate internațional. Avem și cea mai pură apă minerală din lume, iar apele din România continuă să se întreacă între ele. Încearcă noul izvor Aqua Carpatica, la fel de pur și cu gust unic datorat concentrației speciale de săruri. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. epiesa.ro. Am deschis în Târgu Jiu service autorizat RAR și vulcanizare cu echipamente și aparate de ultimă generație. Noul service oferă clienților săi următoarele servicii: mecanică, schimb freon gaz vechi R134A și gaz nou R1234YF, reglări faruri, stand, test frâne și suspensie, vulcanizare, montare, demontare și echilibrare roți. Toate aceste servicii sunt prestate de către echipa noastră la standarde calitative și la prețuri corecte. Ne puteți contacta în Târgu Jiu la numărul de telefon 031 130 0501, Bulevardul Ecaterina Teodoriu numărul 516, în Vâlcea la numărul de telefon 031 1302 808, Cartier Ostroven, Bulevardul Tineretului numărul 9, sau pe www.epiesa.ro, unde îți oferim consultanță și piese auto la prețuri accesibile. Consultanții noștri sunt la dispoziția dumneavoastră și vă pregătesc cele mai bune oferte. epiesa.ro. Dolce Vita Ballroom, cea mai nouă și elegantă locație de evenimente din Târgu Jiu. Ne îngrijim de orice detaliu, vă oferim un plus de eleganță și stil, ospitalitatea și profesionalismul personalului, meniurile variate și preparatele proaspete vă vor convinge că ați făcut cea mai bună alegere, pentru ca evenimentul tău să fie pur și simplu perfect. Alege Dolce Vita Ballroom, strada Vadului numărul 24, pe centura Jiului, vis-a-vis de sediul Mentor Beton. Dolce Vita Ballroom. Rezervări evenimente la 0764-071-771. Puterea este capacitatea de a duce un lucru la bun sfârșit. Dacă vreți să fiți eficienți, implicați în munca voastră un produs în care puteți avea încredere.
Profit acum de campania de toamnă în magazinele Raico, distribuitor Husqvarna din orașele Târgu Cărbunești, Novaci, Turceni, Padeș, Târgu Jiu, Strada Victoriei, numărul 112 și la telefon 0253-210736. Raico, ia-l naibii de greu să fim cei mai buni! Pensiunea Casa Cartianu, aflată la 8 km de centrul orașului Târgu Jiu, este o locație de evenimente completă, potrivită pentru orice tip de eveniment. Casa Cartianu, ideală pentru o petrecere în familie, o nuntă, un eveniment corporate sau un festival. Dispune de două restaurante indoor, iar pe terasa piscinei Casa Cartianu se poate instala un pavilion ce asigură o capacitate de 100-250 de persoane. Relații la numărul de telefon 0756-363-454. Pensiunea Casa Cartianu, clipe de neuitat într-un loc fascinant. Revenim așadar cu domnul Savin Cornoiu, care, iată, ne-a povestit așa cam cum a început, cum a debutat anul pentru Savalmont România Gorj. Am spus că o să vă întreb și despre dotare. E foarte importantă pentru dumneavoastră. Adică, da, urci acolo, dar să ai și cu ce, să fii la un nivel în care poți ajuta și nu pui în pericol viața celorlalți și, bineînțeles, a ta. Da. Aș face un intro la treaba cu dotarea. Vreau să vă spun că e foarte importantă și aș vrea să vă dau doar un element. Zilele astea am centralizat situația intervențiilor pe anul trecut la nivel național. Avem peste 7.000 de accidente montane și peste 8.000 de oameni salvați. Toți acești enorm, oameni, da. Foarte mult. Enorm. E o creștere de la an la an. Am avut o mică scădere acum 2 ani când a debutat pandemia, pentru că s-a redus sezonul de schi foarte mult. Vreau să vă spun că cam jumătate din acești 7.000 de oameni au suferit accidente pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă, deci la schi și la săniu, și iar cealaltă jumătate în restul muntelui, iarna și vara. Da. Deci pentru prima dată după mulți ani de zile înregistrăm un echilibru între aceste două tipologii de accidente, pentru că până acum detașat conduceau cei de pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă. Dar s-au dezvoltat multe activități turistice montane, au apărut foarte multe activități, foarte multe trasee, oamenii au o deschidere mult mai mare către munte și implicit apar și aceste accidente și apare necesitatea să intervenim cu promptitudine. Poate aș începe ca dotare cu cea mai mare realizare pe care a făcut-o Salvamont în ultimii 10 ani, sau nu neapărat, sau care s-a făcut pentru Salvamont. E vorba de intervenția cu elicopterele și Departamentul pentru Situații de Urgență cu Inspectoratul General pentru Aviație. Au început de vreo 10 ani acest demers de achiziția elicopterelor de salvare care să fie folosite și în munte. Au fost 6-7 la nivelul țării, acum s-au mai luat încă 4 elicoptere special pregătite pentru salvarea montană. 3 dintre ele vor fi dislocate, unul deja este activ și a avut prima intervenție săptămâna trecută în zona Caraș și acest elicopter răspunde și de zona Gorjului. Celelalte vor fi duse în Suceava și în Brașov, dar avem alături și restul elicopterelor din țară și în Gorj a intervenit foarte mult elicopterul de la Craiova și cel de la București. Deci transportăm persoanele cu rapiditate atunci când cazuistica este o impune. Alături de acestea, echipele Salvamont au început să se doteze cu mașini de intervenție, cu ambulanțe de transport pacienți, pentru că nu întotdeauna serviciile de ambulanță și de smurt pot să intervină cu promptitudine sau au o mașină disponibilă. Noi la Gorj avem ambulanțe cu capacitate de transport pacienți de peste 12 ani de zile. Am făcut sute de transporturi de persoane accidentate la spital sau până în locul unde ne întâlneam cu ambulanța SAS sau zmur venită în sprijin. Și pe această cale vreau să le mulțumesc, pentru că lucrăm extraordinar de bine cu ei, pentru că transferul pacientului se face poate și cu saltea cu vacuum și cu atelele puse, cu colierul cervical. Astea sunt echipamente pe care noi le dăm. Ambulanțele merg către spitalele din județ, la Novaci, la Cărbunești, la Târgu Jiu. Apoi acestea trebuie recuperate, deci este o activitate de schimb de echipamente între noi, echipamente medicale, și ca să putem să asigurăm în continuare bunul mers al activității. Urmează apoi acele ATV-uri snowmobile și
vorbind la general, eu mulțumesc Consiliului Județean, cei care ne finanțează și care ne asigură, și în acest moment pot să spun că aproape că reușim să asigurăm toate bazele de salvare din Gorj cu mijloace operative de intervenție în caz de accident și peste tot în timpul verii unde, pentru că în timpul verii ne dezvoltăm activitatea în toate bazele de salvare, avem 11 baze la nivelul județului, cei care fac de servicii acolo au capacitatea operativă de a interveni imediat cu aceste mijloace de transport. În rest avem absolut toate echipamentele necesare, tărși de salvare atât pe timp de iarnă și pe timp de vară. În acest an, sau nu, îmi cer scuze, la jumătatea anului trecut a fost implementat în premieră în România proiectul RECO, prin care s-au dotat echipele de salvare montană cu un dispozitiv special de detecție în avalanșe. 10 județe au intrat în această primă fază, în acest proiect, între ele și județul Gorj. Și vreau să vă spun că la Rânca există, sau Rânca este singura stațiune din țară care deține cele două elemente necesare pentru verificarea echipamentului de DVA, cel stand de verificare a DVA-urilor. Este un aparat pe care turiștii îl poartă la piept atunci când ies în zona alpină înaltă, și detectorul RECO. Iar pentru căutarea în avalanșe avem cei doi câini de avalanșe în județ, câini pregătiți, atestați, brevetați, care alături de încă 20 de echipaje, pentru că aici vorbim de echipaje salvator și câine, alcătuiesc o zestre extraordinar de frumoasă de câini de salvare Salvăm în România. Ca o noutate, am mai spus-o, dar deja acum avem elemente mult mai care ne oferă o certitudine că în perioada următoare vom avea acest proiect definitivat. La Târgu Jiu vom face un dispecerat, sau mai bine zis un centru de analiză a imaginilor captate din dronele de căutare salvare. Centrul va putea funcționa la nivelul întregii țări, vom avea capacitatea să prelucrăm informații trimise din toată țara și închipuiți-vă că o oră de imagini captate cu o dronă, ceea ce înseamnă o suprafață extraordinar de mare, probabil o suprafață care ar acoperi o 100 de oameni, cu căutarea noi le putem analiza într-un minut sau două. Și depista rapid, și depista loc, rapid, da, tot ce înseamnă altceva decât natură. Un om căzut, am făcut probe deja cu ele, suntem mulțumiți de program, l-am achiziționat și suntem acum pe ultima sută în amenajarea acestui dispecerat care, cu mândrie, pornind de la o idee a Consiliului Județean Gorj, o să-l amenajăm la Târgu Jiu. Am primit sprijin din partea lor, ni s-a spus vă susținem să-l implementați, dar pe parcurs am reușit să atragem alături de noi un sponsor important, este partenerul tehnologic al Salvamon România și care a venit alături de noi cu multă tehnologie, cu sprijin financiar, material, și vom avea, zic eu, un dispecerat care va funcționa pe o procedură de înaltă tehnologie care în acest moment se aplică maxim în 3 țări din lume. Păi în cazul ăsta deci nu mai întreb despre pregătire, că vin direct pregătiți. Este o tehnologie foarte nouă, țara care a inventat-o a aplicat-o deja și noi suntem probabil țara a doua sau a treia din lume care am implementat. Felicitări, mulțumim. Bravo dumneavoastră! Mulțumim, este un merit al Salvamon România și al partenerului nostru tehnologic. Eu zic că am voie să-l spun, este Vodafone, cel care ne susține și cu aplicația Vodafone, pe care o sfătuim pe toți oamenii să-și o instaleze pe telefoane, pentru că pe lângă informațiile pe care le oferim prin intermediul acestei aplicații, pot intra foarte rapid în legătură cu noi, putem să le vedem localizarea pe munte atunci, doar atunci când păi au probleme pe munte. Chiar voiam să vă întreb și asta, cu noi, cu ce ne dotăm, cu număr de telefon, cu reperăm repede. Și mai vin cu o completare cu dispeceratul național Salvamont, dăm telefon la 0 Salvamont, deci formăm pe tastatura de la telefon 0 și literele cuvântului Salvamont și atunci veți intra în legătură cu operatorii noștri naționali, care 24 din 24 sunt la dispoziție. Să știți că nici eu nu știam asta. Ar fi bine să puneți niște pancarte pe acolo. Sunt, reclama e destul, am avut-o și pe posturile de televiziune naționale, dar toată lumea știe de 0 Salvamont, un dispecerat care funcționează bine, de vreo, că noi ne-am obișnuit cu de vreo 17 și ani. Da, sunăm la 112 pentru orice. 112 nu trebuie înlăturat, este un număr de urgență, care oricum ne dirigează. Dar închipuiți-vă că foarte multe apeluri sunt pentru
informații, sfaturi sau avem și apeluri care durează minute foarte bune sau zeci de minute în care dirijăm oamenii prin telefon pe unde să meargă și vreau să vă spun că datorită acestei aplicații și funcționalității ei, chiar am avut o acțiune de salvare în urmă cu câțiva ani în care am dirijat prin telefon pe timp de noapte niște oameni care veneau printr-o zonă foarte accidentată pe munte și noi îi dirijeam privind totul pe un ecran și ne spuneau ce văd în teren și le spuneam acum urci 10 metri, cobori 3 metri și am reușit în circa 2 ore să-i aducem către o direcție bună de unde să vină înaintea lor salvatorii montani să-i recupereze. Deci aplicăm tehnologia de cel mai înalt nivel, putem să facem identificări foarte exacte, să meargă salvatorii la locul evenimentului și prin asta să scurtăm timpii de reacție și, bineînțeles, să mărim șansele de supraviețuire ale celor accidentați. Deci, Dispeceratul Național Salvamont, aplicația Salvamont, serviciul 112, toate sunt în slujba dumneavoastră și alături de toată această tehnologie, să nu uităm această resursă umană, suntem 1100 de salvatori montani în România, 74 de echipe de salvare montană în 24 de județe, Elicoptere, drone, aruncătoare de coardă anul trecut. Deci suntem singura structură de salvare din România care folosim aruncătoarele de coardă. E o tehnologie extraordinară de a salva acțiunea pe care am avut-o acum 7-8 ani la Novajd. Am salvat acei oameni din mijlocul apelor. Puteam să o rezolvăm în 10 minute în siguranță maximă cu aceste aruncătoare. Acum le folosim pentru salvarea oamenilor din telescaun, pentru salvarea oamenilor surprinși de viituri. Deci încercăm să lucrăm la un nivel tehnologic foarte mare. Avem o extraordinară libertate de exprimare asigurată de consiliile județene și locale care ne susțin. Sunt oameni deschiși care vin la conducerea lor, oameni care ne înțeleg, oameni care ne văd rezultatele imediate, pentru că avem rezultate care se văd imediat, pentru că avem cazuistică tot timpul. Fiecare județ are cazuri foarte multe. Noi la nivelul Gorjului avem cam 400 de cazuri anual, deci aproape un caz în fiecare zi, dar lucrurile se văd că merg spre bine și primim susținerea necesară și iată că această susținere se confirmă în rezultatele muncii noastre și aș vrea să felicit pe toți colegii mei din țară pentru că vreau să vă spun că de cel puțin 10 ani de zile avem grad de răspuns la evenimente de 100%, care este un lucru extraordinar. E un lucru mare, da. Da. Să le spunem stimaților noștri telespectatori, acum dacă au auzit că aveți așa dotare, nici să nu se hazardeze să lase așa totul pe mâna destinului și a dumneavoastră. Era un spirit de glumă. Dar apropo, dumneavoastră, cei care interveniți la toate aceste evenimente, dumneavoastră nu vă accidentați niciodată, nu pățiți nimic, sunteți așa experți în ceea ce faceți încât nu vă mai scrântiți un picior o mână, nu știu, întreb și eu. Cineva n-a înțeles sau mulți nu înțeleg că muntele este un factor de risc sau prezintă o multitudine de factori. E o zonă de risc care prezintă o multitudine de factori de risc. Să fii salvamontist înseamnă să ai anumite aptitudini în practicarea sporturilor montane pe care le capezi de mic, pentru că am fugit de mici de acasă, ne-am dus pe munte, pe ascuns, mai cu știința părinților, mai fără știința părinților. Fiind copil, păduri cu trei eram, nu? Da, da. Am căpătat o anumită experiență și la un moment dat, ajungând la un nivel destul de înalt, și aici vorbesc de toți colegii mei din țară, am hotărât că acest nivel înalt de pregătire să-l punem și slujba salvării de vieți omenești. E foarte greu să te trezești la 25-30 de ani că tu nu știi unde-i muntele și să crezi că te poți face salvamontist. Știm la ce riscuri ne expunem, am fost tot timpul expuși la aceste riscuri. Eu de când practicam alpinismul mi-a rupt și o mână, am sclintit și picioare. Fiecare dintre noi a avut câte o situație deosebită. Dar vreau să vă spun că în ultimii 25 de ani cred că avem vreo 20 de salvatori montani care au murit pe munte. Deci activitatea e deosebit de riscantă. O mare problemă în salvare de orice fel este gestionarea elanului salvatorului, pentru că salvatorul vrea să facă totul, să dea totul, să salveze, pentru că asta simte și atunci poate să facă greșeli. Îmi pare rău să o spun, dar vedem că din ce în ce mai des pe munte sunt trimiși oameni din anumite structuri care n-au pregătire, n-au dotare, n-au echipament, sunt trimiși acolo la ordin și le se spune merge acolo că, nu știu, din ce dorință, probabil pentru imagine,
Nu pot să-i înțeleg, dar și oamenii ăia nu înțeleg că îi expun unui risc foarte mare și din pseudo-salvator poate să devină victime. Ne uităm la ei, ne pare rău pentru cine, deci, pentru că au fost trimiși acolo, n-avem nevoie de ei, le-am arătat că nu e nevoie de ei și că ne descurcăm, dar din păcate apar sporadic, din ce în ce mai rar, dar apar astfel de situații în care sunt trimiși oameni în munte, fără pregătire, fără dotare, fără nimic, numai ca să dea bine într-o poză și să aibă o secundă de aur la televizor și un raport a doua zi către superior că am fost acolo și am participat la acțiune la salvare, la care de fapt și-a făcut o poză pe lângă targa noastră, pentru că nici nu avem voie să-i lăsăm să pună mâna pe echipamentul nostru. Deci, în clipa în care noi punem mâna pe o targă, ne asigurăm de ea, acea victimă e în mâinile noastre și răspundem legal față de ea. În clipa în care mai apare unul în verde, unul în galben, unul în albastru, să nu mai spun în ce culori, toți de pe lângă targă, toți aparținătorii spun de asta au scăpat targa, că era unul care nu era de-al lor și probabil ăla i-a încurcat. Am avut situații, cred că acum 3-4 săptămâni, au plecat salvatorii de în bază, după ei s-a luat o altă persoană în dorința de a merge și a să vadă ce acolo, să raporteze superiorilor. Bineînțeles, băieții noștri au mers mai bine pentru că se îndreptau către un loc unde se petrecea un accident. Persoana respectivă a rămas în urmă și noaptea la 12 făcusem un comitet de urgență în care analizam la nivel național ce să facă salvatorii, să se întoarcă după ce rămas în urmă, că e o regulă nescrisă a muntelui, să nu lași oamenii în munte sau să te duci în față la ala care avea o problemă medicală și care te aștepta. Vă mai e și îngreunată acțiunea. Exact, e îngreunat, dar noi ne-am făcut datoria, ne facem datoria, să sperăm că fiecare instituție își va face datoria în limitele permise de lege și în cazul ăsta, probabil, fiecare vom reuși să facem ceea ce știm și atunci totul va merge foarte bine. Trece iarna, vine vara și cum spuneați și dumneavoastră că s-au întățit și aceste accidente pe parcursul perioadelor calde, vă întreb și aici ce trebuie să știe turiștii, pentru că ne-au strâns pereți în pandemie. Am fost și în stări de urgență, închiși în casă, în astea de alertă, tot așa, ieși cu porția și așa mai departe. Lumea, la un moment dat, nu spun că a nebunit în casă, dar simțim nevoia să ieșim, să respirăm aer curat, să stăm fără mască și automat pădurile au fost mai mult ca niciodată pline. Au fost în acest an cele mai multe cazuri în care au fost atacate persoane de urși. Sunt multe semne de întrebare atunci când mergi într-o pădure, poate la mai fac și grătar unii, nu? Că aveți și probleme de maniera asta. Întâlnirea cu animalele pe munte a existat. E inevitabilă, da. Este habitatul lor, noi mergem acolo, există niște reguli de comportament. Unii spun nu vorbi pe munte ca să nu le sperii, alții spui, da, vorbește puțin pentru că o să te audă și o să plece. Dar de-a lungul timpului au existat astfel de situații în care oamenii au abandonat mâncare pe munte, animalele s-au învățat să o găsească foarte ușor în locurile respective, apoi din dorința de a face, nu știu, o fotografie, le-au ademenit cu mâncare și le-au devenit din ce în ce mai curajoase. Și mai mult de atât, nu numai că am vorbit de urși, au ajuns peste schiuri acolo. Foarte curajoși, ci din ce în ce mai multe animale constatăm că devin curioase și această curiozitate se transformă în curaj și vin alături de oameni. Avem exemple cu vulpi care vin la cabană și își câștigă mâncarea în fiecare zi. Am văzut căprioare, nu? Căprioare, dar noi avem la baza de la Rânca veverițele care vin și ne bat în geam și le dăm mâncare pe fereastră și s-au învățat acolo. Ce să facem? Scuturați nucul pentru ele, da. Iarnă, a nins peste mugurii de brat căzuți pe jos, poate nu mai au mâncare, clar că le dăm. Știm că nu-i bine, știm că le schimbăm modul de viață, dar nu poți să le lasă să zici nu. Da. În privința urșilor e clar, habitatul lor s-a schimbat foarte mult, pădurile s-au mai tăiat, urșii au încercat să caute alte locuri, s-au apropiat de așezările urbane, apoi a apărut acest element cu iernile foarte călduroase și atunci ursul nu mai are nevoie să hiberneze.
Hibernează și atunci, mai puțin. Exact, hibernează mai puțin. S-a învățat, vine la mâncare, oamenii ați văzut, vor să facă poze cu ei de când au apărut aceste telefoane cu capacitate de filmat, de pozat și de distribuit pe rețelele sociale. Da. Da, n-ai o poză cu un urs, nu există. Nu există, da. Și atunci, hiene, iarăși oamenii sunt speriați, s-au năpădit în păduri, de unde au venit, cum? Da, șacali, ăștia sunt mai deși la noi. Au trecut, se spune, din Bulgaria când a fost Dunărea înghețată, acum s-au aclimatizat aici. Și chiar am avut un caz în urmă cu câțiva ani în care un grup de turiști sub Parângul Mare a fost înconjurat de șacali. Era noaptea, peste tot pe unde dădeau cu lanterna vedeau ochii în noapte, deci era așa ca în filmele de groază. Ne-au sunat, chiar ne-am dus acolo zâmbind pentru că am fost ferm convinși că sunt câinii de la stână, deși ei ne spuneau că nu latră niciun câine la ei. Bă, dar n-are ce să, poate e o turmă de oi. Nu că sunt distribuite în jurul nostru. Am ajuns la ultima stână înainte să ajungem la ei. Ciobanii erau foarte liniștiți în stână, cu toți câinii lor, cu toate oile acolo. Am mai mers câțiva kilometri, i-am găsit pe oameni și într-adevăr erau înconjurați de șacali. Nu știu dacă atacă, nu avem experiențe de acest gen. Probabil s-au gândit la ei ca o viitoare pradă, dar vreau să vă spun că oamenii ăia, și iarăși mi-aduc aminte zâmbind, au făcut focul și și-au ars hainele, încât aveau maxim fiecare pe un strat de haine. Restul toate au fost pe foc. Bine că au putut în momentul ăla de frică să iau o decizie bună în favoarea vieților. Au luat o decizie bună, într-adevăr, pentru că nu știu ce se putea întâmpla. Au păstrat unitatea grupului și asta este una dintre regulile principale pe munte. Păstrați unitatea grupului atunci când apar probleme. Ne pare foarte rău să o spunem, sunt grupuri care se constituie ad hoc pe internet, se dau întâlniri pe internet, oamenii spun am 4 locuri în mașină, cine vrea să meargă în masivul cutare să facem o tură, merg oameni care nu se cunosc și la cel mai greu moment în care ajung se abandonează. Și de aici apar evenimente pe munte, oameni abandonați pe munte, oameni pe care îi găsim părăsiți pe munte în situație delicată. Și pentru că suntem așa pe final de emisiune, aveți acțiuni ample în această perioadă a iernii și pe parcursul anului. Colaborați cu alte state, pentru că și aici e important să știm cum se vede treaba asta la nivel internațional și dacă sunteți curtați, pentru că sunteți buni, trebuie să spunem asta. N-aș vrea decât să vă aduc aminte că în septembrie la Baia de Fier am organizat un curs de pregătire pentru salvarea aero pentru salvatorii montani din Serbia, care pentru prima dată în această țară s-au introdus elemente de salvare montană, iar România a fost aleasă să facă această pregătire pentru salvatorii din Serbia. A fost o onoare pentru noi, am avut un sprijin deosebit din partea Departamentului pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General de Aviație, Consiliului Județean, Consiliului Local din Baia de Fier, am organizat extraordinar această acțiune și serbii au rămas încântați de profesionalismul nostru. Suntem membri în cele mai mari comitete de salvare montană din lume, CISA-ICAR, Comitetul Montan de Salvare Alpină, FIPS, Federația Internațională a Salvatorilor pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă și IEDO, este Organizația Internațională de Salvare cu ajutorul dronelor. Suntem singura instituție publică din România care este afiliată la aceste trei mari organisme internaționale. Suntem membri în aceste comitete, membri în comisiile lor, mergem anual la congresele lor care se țin în toată lumea, prezentăm materiale și în acest an vom avea două materiale extraordinare de prezentat pe care le pregătim cu partenerii noștri de tehnologie. Vom realiza un material vizual în teren de o înaltă calitate vizuală și cu un impact puternic, deci vom avea materiale deosebite și spunem noi că reușim să menținem acest standard ridicat al activității noastre și în ochii partenerilor noștri din străinătate. Suntem înfrățiți cu salvatorii montani din Italia și cu cei din Serbia, poate mai mult cu colegii din Italia pentru că sunt la un nivel mult mai sunt la un nivel la fel de ridicat ca și noi și putem să discutăm de la egal la egal și spunem noi că reușim prin astfel de acțiuni să menținem și în România un nivel ridicat al activității de salvare montană pe care îl dezvoltăm în permanență. Avem preocupări extraordinare în acest domeniu și sperăm că toate astea să se reflecte în succesul acțiunilor noastre de salvare.
Cu siguranță vor fi, că au tot fost și până acum. Așa cum am spus, suntem pe final de emisiune. Eu vă mai aștept și cu alte ocazii și cu alte povești de viață. Mare sau dragul, viața și numai cu vești altora, bune să fie, da. Da, să fie cu vești bune și cu oameni recuperați așa 100%, pentru că e un sport greu, plăcerea e mare să evadăm acolo, dar trebuie să știm și cum să ajungem. Mai aveți să le spuneți ceva? Să ne vedem cu... Să nu uite că salvamontiștii sunt prietenilor de pe cărările munților. Poți să apelezi oricând la noi, pentru că mai bine vrem să prevenim accidente decât să salvăm. Și să nu uite că suntem întotdeauna alături de ei. Iar eu să vă zic așa, să vă țină Dumnezeu sănătoși, vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vizionare plăcută în continuare. La revedere!